Bună ziua! Dragi români, aș vrea să vă arăt ce se întâmplă în gara din Brașov. Cum stau aurolacii cu pungile în gură în fața gării din Brașov. Și o să pun pe pauză ca să întreb videoclipul, pentru că undeva aici, în instituția gării, am intrat o patrulă de poliție. O să meargă să ia oamenii la întrebări aici, dar pe cei care bagă din pungă, ca să zic așa, mai vorba românului, nu o să le facă nimic. A zis că pun pe pauză și mă să intre pe poliție și fără să știe de ce nu îi ia să-i ducă la o secție, să facă ceva cu ei, să-i ducă să nu-i vadă lumea aici. Hai, mă duc să intre pe polițiști, da? Deci mă duc pe gară, acolo e poliția, acum mă duc la ei. Dragi colegi, uitați, acum ajung la secția de poliție aici. O să încerc să le iau o întrebare. Am o întrebare, se poate? Fața gării, prinde aurolași care bagă din pungă. Da. Copilul meu nu e aici, momentan. Am înțeles. Dar dacă o să fie aici și o să-i vadă, ce o să creadă el? Dumneavoastră sunteți cei care trebuie să ne protejeze pe cetățeni. Ok. Puteți să măcar să-i duceți aici? Nu, nu vă zbărați că vin să vă întreb. Chiar ne bucurăm că puneți această întrebare. Mi se pare corect, măcar să-i las de aici, sunteți poliția, trebuie să faceți ceva. Deci nu-i lăsați, sunt aurolaci acolo cu punga, chiar în fața gării. Vin oameni cu copii mici cu ăsta, copiii o să vadă așa ceva. Toată ziua el. Eu știu să e. Nu să faceți ceva. Eu dacă arunc ceva pe jos, mă duce și mă arestați. Sau dacă vă nu putem legal să-i luăm de ureche și să-i ducem de care poate. Dar cine poate atunci? Cine poate atunci? Nu primește nimeni. N-ai om să-i duci. 7 copii am dus aseară la centru. Nu la orele astea care circulă oameni cu copii. O să iau mâine de aia să mănânce părinții și o să iau. Îmi cer scuze că vă deranjez. Nu credeți că am ceva, dar mi se pare... Ajung prima dată în gara asta, nu sunt aici. Că n-aș vrea să vin cu copilul meu să vadă așa ceva aici. Asta e fiecare zi, e o chestie de normalitate aici. Nu e normalitate, domnule. Nu mi se pare normalitate. Hai să fim serios. Nicăieri. Suntem într-o țară care vrem să schimbăm ceva. Ce schimbăm? Spuneți că eu iau mă un centru undeva. Unde? Vă trebuie, primăria nu-i primește nimic. Primăria nu poate să facă un centru pentru asemenea oameni. Primăria, nu știu. Nu face nimic. Avem boschetare, avem, n-ai unde să-i duci. Știu, boschetare sunt peste tot sau cercetori. Nu ai unde să-i duci. Și atunci dacă mergem la ei, fugărim. Nu-i fugării, îi luați și îi băgați într-o mașină și îi duceți la pădure, să vină pe jos înapoi. Asta e ilegal, nu-i cum. A, ilegal, da. Nu-i ilegal să stea acolo. Domnule, dați-mi un răspuns foarte greșit. Este ilegal să faceți ce a spus dumneavoastră. Nu e ilegal. E ilegal să stea ei acolo. Duceți-i, urcați-mi în pădure. Haideți să vedeți să stau pe bancă cu pungile în mână. Și e ilegal să stai? Și e legal să stea acolo? Nu prevede legea așa ceva. Ce e dreptul la liberă circulație, poți să circulă de vreo. Da, să stai cu punga mână în stradă. Păi și ce e ilegalitatea? Nu știu, probabil... Nu e sancțiune. Nu vă cere șeful vostru prea mult, sau nu știu ce. Nu, eu sunt șeful. Nu le cereți prea mult angajaților dumneavoastră. Ce să le cer? Să facă ceva. Ce? Ce să-i cer? Ce să-i cer? Ce să-i cer? Să vină pe jos 10 km. Vorbești. Domnule, nu? Vorbesc prostii? Vorbesc prostii? Păi duceți la o stradă lătură arnică. L-am combinat pe aici care e închis. Vorbesc prostii, așa? Ce scuze, că v-am aranjat? V-am făcea ca să vă luăm copilul să vă ducem în pădure? Nu, dar asta e... Copilul meu nu o să ajungă așa niciodată. Nu știu, nu ai ce face pe noi, îi scoatem din gară să nu stea... Faceți o campanie. Da, noi să facem campanie. Cu primăria, poliția, cu primăria, cu cetățenii acestui oraș. Deci toată lumea lasă de la el, vedeți? Așa suntem în țara asta. Vorbim de lucruri sfinte. Dar suntem pe lângă lege. Vorbim pe lângă lege. Eu n-am ce să fac. Eu dacă cal strâng pe mine, mă pun domnul pe burtă și mă arestrează. Dar ei au voie să stea acolo. Voi fi cetățean român. Nu-i român, n-au buletin. Nu cred că au certificat de naștere și buletin, domnul șef. Majoritatea. Bine, vreau să-i cunoaște, da, sunteți de aici, da. Le dăm mii de amenzi, avem curve aici care le dăm asta, zile, da, dar nu rezolvați și n-au nicio finalitate. Puneți la muncă! Cereți ajutor primăriei! Suntem poliția! Cereți ajutor parlamentului! Noi avem altă treabă, nu? Da, să arestați oamenii care plătesc taxe. Asta e treaba dumneavoastră, domnul șef.
Haideți, că poate... Poate apelez eu, da. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și mă scuzați că... Da? Nu, chiar nu mi se pare normal. De super dacă te duci? Nici nu mi se pare normal. Ok. Dar nu este temei legal de așa ceva. Ok. Și eu dacă mă duc... Uitați, uitați, studiază tu legile acasă. Mamă, cred că știu mai bine viața. Bravo, vă felicit. Cu cine am 35 de ani. Cine am? Cu Marian Sas, îmi pare bine. Un prieten aveți acolo? Da, cum să nu? Sunt ați văzut pe mine, mă las de plătind, dar pe el nu-i luați. Poftim. Aia zic, sunt doar în trecere pe aici și nu mi se pare normal ceea ce văd. Domnul Sas. Nu mi-ar place să stau în orașul ăsta. Da? Ascultați-mă un pic. Da. Mergeți acasă, studiați, cum am studiat și studiați orice cadru legal. Veniți la noi, ziceți, băi băieți, uite, așa trebuie să faceți proști. Și atunci vă aveți față de aici și nu ați înțeles. Ce este o rezolvare? E că să găsiți dumneavoastră o rezolvare. Care noi poate nu vedem. Și cu cetățenii acestui oraș faceți o campanie. Eu asta încerc să vă îndrum. Antidrog. Ce treabă are cu poliția? Are. Ce treabă are? Vrem să aibă grijă de aceștia. Și de turiștii care vin aici. Turiștii care vin aici nu se înțeleg. Eu vă înțeleg, dar nu e așa ușor. Probabil.